Para durarte primero que si no, no mukbang, un hotel room mukbang. Da, nu știu. Overly excited much. M-am trezit de dimineață, este ziua mea liberă. De fapt nu e chiar o zi liberă. Mai târziu oricum o să trească să filmez ceva. Da, m-am gândit că dacă tot mai am ceva timp, astăzi o să fac un McDonald's mukbang. Mi-am luat o cafea, cola. Ce fapt nu este orice mukbang, este un breakfast mukbang. N-am mai făcut un mukbang de foarte, foarte mult timp. Știu că tot am zis că fac și n-am făcut absolut nimic. Și având în vedere că acum îmi merge camera, am zis să filmăm astăzi mukbang-ul. Hai să vă arăt ce mi-am luat. Mi-am luat în felul următor. Aveau ceva snacky snack din ăsta bun, cu rondele de brânză cu bacon. Wow, și au și ceva susan. Asta arată bine rău. Bun, mi-am luat asta odată. Mi-am luat un sausage McMuffin și două hash browns. That's it. Asta mi-am luat eu. Cred că este... ar fi suficient. Hai să facem și un thumbnail. Vreau să încep cu sausage-ul ăsta McMuffin. Mai! Voi mi l-ați ars? Ăsta-i ars? Și cam dezmembrat, așa, ce s-a întâmplat cu el? What the fuck? E un cheese McMuffin, eu am cerut un bagel. Acum mi-am dat seama. Am avut un bagel. Why you don't give bagel to me? Hai, mâncăm și asta, stai. Nu, nu-i rău, dar... nu mai am bonul, dar pot să jur că am cerut un... cum îi zice? Un bagel. Chiar mi-a plăcut de un bagel. De ce o tăiesc la McDonald's pentru hash browns-urile astea? Care practic sunt niște plăcinte din cartof. Dimineața când m-am trezit, zic, pot să mă duc jos la hotel să mănânc micul dejun, care la hotel o să e super weird, că tot timpul, deci asta practic este a patra săptămână când eu stau la București. Și întotdeauna... wow, ce bun e sausage-ul ăsta. Și întotdeauna, dar întotdeauna, au aceeași mâncare. Jos la restaurant, au aceeași mâncare. Niciodată nu se schimbă, niciodată nu bagă nimica nou. Ieri m-am super mega enervat apropo de asta. Era ora 7, eu trebuia să plec, mă aștepta mașina. Și era ceva genul, bun, hai să mănânc și eu repede. Na, mi-am pus pe tavă ce vreau să mănânc. Și... toate ușile care dădeau spre afară, spre terasă, să mănânci pe terasă, erau închise, frate. Și... mă duc la prima, bum, cu tava. Fai, ok, na, înțeleg, poate. O uita să deschide ușa. Mă duc la a doua. Bum, iară. Fai, deci m-a apucat draci instant. Mai, dacă știi că ai clienți care îți vin dimineața să mănânce micul dejun, deschide ușile să stea lumea afară, că încă este vară, încă e cald. Na, mă rog, teoretic este toamnă. Dar gen e cald, lasă oamenii să stea pe terasă. Și eu întreb pe doamnă de acolo, zic, doamnă, dar nu deschideți, vă rog frumos, ușile astea, că, na, vrem să stăm pe terasă. Trebuie să ieșiți pe partea aialaltă și partea aialaltă fiind să te ocolești cu tava, tot hotelul, ca să ajungi pe terasă și la ceva de genul, dar de ce nu deschizi ușa? Și am avut o explicație, gen, ce să fac eu? Și sună și-o plecat. Și era, bitch, customer service, nu. Wow. Deci astea sunt, wow, singurul lucru care aș face cu hash browns-urile astea ar fi să le pun mai multă sare. Mi se pare că n-au destulă sare. Dar în rest, îs pericol, îs prea bună. Și da. Cred că am mâncat niște hârtie. Și da, m-am dus înapoi în București. Până când, nu știu, teoretic pentru alte 3 săptămâni, practic,
mai vedem. În continuare nu pot să vă zic exact ce și cum, dar am văzut că unii dintre voi bănuiți anumite lucruri. În momentul ăla nu pot să să confirm sau să neg nimic. N-am mai mâncat un breakfast la McDonald's de foarte, foarte mult timp. Și eu aveam, din păcate, un video în care mâncam un breakfast de la McDonald's, un mukbang, și era foarte, foarte vizualizat. Aveam 360.000 de vizualizări pe el. A venit cumva greu să șterg. Ăsta era singurul motiv pentru care mi-a venit greu să șterg video-ul ăla, pentru că avea foarte, foarte multe vizualizări. Fucking, era munca mea. Și n-aș șters până la urmă, că deja mă gândesc că știți motivul pentru care l-am șters într-un final. Și plus că nu mai vreau să fac pe canalul meu cunoscuți oameni de nimic. Și îmi pare super mega rău că aveam super multe vizualizări la el și eu cum eram pe el, oh my god, de... chiar conta pentru mine. Așa că am hotărât să fac altul. Nu știu dacă o să prinde la fel de bine ca și celălalt. Da, nu. Apropo, asta e camera mea de hotel. Mă uit la emisiune ceva pe TV Paprika. Așa, seara am venit de la muncă. Nu știu ce fac așa, că chiar este muncă. Dar am venit de la... de unde aveam treabă. Și zic, hai să mă uit un pic la Insula Iubirii, că sunt în urmă cu un episod, practic. Și era faza aia în care îi zicea, nu mai știu cum o cheamă, tipa aia brunetă, de dansa prin videoclipuri de Madeli sau ce face ea. De altfel, este o tipă foarte simpaticuță, adică, na, îmi place de așa ca om, știi, e funny ăsta, nu am ce să-i comentez. Dar nu mai știu cum o cheamă, nu știam cum să o descriu, whatever, nu contează că dansa în videoclipuri cu manele. Și îi spunea lui Adrian Broscaru, Crazy Frog, ce defecte are, și zicea asta, da, vreau să știu ce fel de defecte am, să-mi spui, să... eu vreau să știu. Și când i-a zis femeia, bă, ești așa, ești așa, ești grosolan, ești grotesc, ești râgă în continuu, te beșești, ce dracu mai făcea pe acolo, trăgea de fete, spunea cu câte fete a făcut el sex, care, apropo, 150 de fete. Asta dacă o prins la viața lui, nu știu, 15 femei, să zică mersi, adică nu știu ce fel de femeie s-ar putea îndrăgosti de un om ca el. Ah, da, ba, știu, Denisa. Eu. Poate așa un om rău și malițioasă și răutăcioasă, frate. Ea e o genul de femeie fățarnică, care după ce o prins cu muța în sac, stă și plânge că eu nu-s așa, știi, m-ați înțeles greșit. Nu, bici, ești fix așa răutăcioasă. Anyway. Vorbeam de Crazy Frog. Na, și după ce i-a zis femeia că, bă, ești așa, 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 uite, trebuie să schimb chestia asta la tine, chiar și așa au lăsat-o pe notă pozitivă. Eu zic lucrurile astea, dacă vrei să schimbi, că poate nu e târziu, că poate bla bla bla, că să-ți dai și tu seama. Și omul direct, o dată mega personal. Eu nu-mi dau seama cum el nu se vede, că chiar e așa, chiar e un bădăran. E un mincinos. Chiar așa să nu te vezi? Hai să încercăm, astea sunt noi la McDonald's. Deci sunt rondele de brânză cu bacon. Îmi place ca o susan. Și zicea semințe, mai ales și healthy. Nu-s rele. Au prea multă brânză din asta procesată, nu știu cum am bine. Cum să explic? Au așa brânză. Are prea multă brânză de asta, e o brânză ca un fel de brânză topită cu bacon. Eu mă așteptam să fie un fel de cașcaval care se întinde. Nu brânză topită. Bine că... ce drept că e vina mea.
căscuie rondele de brânză cu bacon. Dar mă așteptam să fie cașcaval. Se zicea cașcaval cu bacon? Nu știu. Nu drale, dar nu sunt cele mai wow. Și chiar semințele alea le dau așa un crunch fain. Da, ce să vă mai povestesc eu altceva? Cât timp am fost acum plecată pe la București, m-am simțit așa într-un fel mega, mega, nu știu cum să zic, vinovată, că n-am putut să mă duc acasă. Maica mi-a stat anul ăsta în țară aproape 2 luni de zile. Săraca s-a dus acasă la mine, la Vulcan, la orașul meu natal. Și-o zugrăvit femeia tot apartamentul singură. Și n-am putut să mă duc nici măcar o singură dată. Deci vara asta nu am fost acasă nici măcar o singură dată. Și mi-a plăcut să mă duc să o ajut, să mai stau cu ea, să mai... N-am putut, frate, n-am putut. Și chiar zicea și ea că... Când i-am zis o prima oară, știi, uite, trebuie să plec la București dintr-o dată, 3 săptămâni, nu știu ce. Da, ea direct s-a suit în primul autocar, vine la Timișoara. O lăsam muncitori în casă, fac de așet, se descurcă ei. Și ghișe, după ce au venit înapoi, după 2-3 zile, îl bătuseră joc că ea pe acolo, adică nu, făcuseră numai iurea. I-a pus maică-mea să refacă o grămadă de chestii, adică nu le pasă, la oameni nici nu le pasă că tu le dai un sac de bani să-ți facă apartamentul, le pasă doar să ia banii aia și atât. Și dacă nu stai cu ochii pe ei ca poliția, frate, îți fac numai rahat în casă. Na, și atunci zice mai bine, na, Alina, nu pot să vin să mai stau cu tine, că zice că trebuie să stau cu muncitori aici. Eu nu puteam să mă duc la Vulcan, că oricum trebuia să plec și înainte să plec eram la muncă, la sală. Și așa că, uite, așa au trecut aproape 2 luni de zile și eu văzusem pe maică-mea de 4 ori. Na, mi s-a părut super aiurea, dar... Ce poți face? Oricum, am zis că după ce termin cu proiectul ăsta și mă liniștesc un pic sau așa, deși iau primul avion și direct la ea mă duc. N-am mai fost în Italia de foarte mulți ani, n-am mai fost în Italia de vreo... Okay, nu sunt chiar așa de wow astea, nu știu, dacă îți place mult brânza topită, go for it, dacă nu, așa și așa. Da, să zic, n-am mai fost în Italia de foarte, foarte mulți ani, dar era o perioadă când mergeam super mega des, frate, și mega plăcea, adică mega plăcea. Mergeam tot ziua, mâncam pizza, mâncam înghețată, era var, mergeam la piscină, stăteam cu ea pe acolo, ne culcam, nu știu, mergeam seara tot așa, mâncam înghețată, stăteam, povesteam. Și plus că n-ai, eu cunosc o maică, mi-am simțit mega copil, adică eu numai mă trezesc, mă ridic din pat, mă duc, mă pun la masă, îmi pun ea totul să mănânc, după aia la prânz dorm un pic, miau, 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 după aia mănânc o înghețată, că e după amiază, după aia, știi ce zic? Era super, super drăguț. Și ca să nu mai zic toată ziua, pasta all day, dacă s-ar putea, aș mânca pastea non-stop. Vine poliția? Drop your weapon! Eu. Pantalonii ăștia am din... Bershka. Și toată lumea, când îi porc, mă ce vrei să mă vrei, de unde ai? Îmi mega ieftin. Bershka. M-am mai întrebat foarte, foarte multă lume dacă mai lucrez la sală. Da, răspunsul este da, în continuare lucrez acolo. Doar că prima oară mi-am luat concediu normal, când nu-mi luasem concediu deloc anul ăsta. Și l-am consumat pe tot și acum practic sunt în concediu fără plata ca să pot să vin aici. Uai, cum intră cola asta. Am o colegă care e din Moldova. Din Chișinău, nu știu de unde. Nu din Chișinău. Nu mai știu de unde e, e o tipă foarte faină. Și ieri când eram la micul dejun mi-a dat 2 bombonele din astea moldovenești, știi? Una este, se numește Bucurel și una se numește Griliaj. De la bucuria. Hai să vedem cum o să... N-auzi cum ar fi să scriu acum la titlu? Încerc dulciuri moldovenești. Și literally... Pica ce fină. Și literally o să am 2 bomboane din astea pe care le cer. Hai să vedem pe asta, pe griliaș prima. Aia, asta e aia care a zis că se suge. Că parcă mi-a zis una, vezi că una dintre ele se suge. Mm.
mă fac canal de ASMR. Băi, e bună, dar practic înăuntru are o grămadă de zahăr ars și ceva alune, e interesantă. Amă, bucurele, să vedem ce zici și tu. Mă, nu-i rea, dacă vrei ceva dulce, să zic așa. Dar nu-i nici wow. Deci dacă ar fi să aleg între bucurel și bucuria asta, sau griliaș, cum îmi zicea, aș alege griliașul, ăsta e mai bună. Da. Ce să vă mai povestesc, că deja mă mega lungesc. Vreau să zic că astăzi am primit o cafea gratis de la McDonald's. McDonald's România, mulțumesc. Sunteți foarte, foarte darnici. Nu știu cum de mi-a dat cineva gratis la McDonald's o cafea. Adică vreau să zic că m-am mâncat ani de zile. M-a scuipat. Vreau să zic că am mâncat ani de zile la McDonald's și nu mi-a dat nimeni nimica gratis. Și asta am primit o cafea gratis de la McDonald's. De fapt, un cappuccino, cangelu și cappuccino. Cam asta a fost mukbang-ul meu. Bă, apropo, să-i să-ți arăt. Cam... Am ghiozdanul aici, în spate, și vreau să vă fac What's in my bag video 2019, da? Să-ți pregătiți. Deci, in my bag avem așa, o ciocolată Milka, o doză de cola zero, o apă minerală, niște fucking prune, două ciocolățele cu rom. Apropo, îmi plac ciocolățele astea super mega mult. Deci sunt obsessed, îmi plac mega mult. Totdeauna mi-au plăcut, dar parcă am redescoperit dragostea asta pentru ciocolățele cu rom. Și niște sărățele cu... Cu ce? Cu cașcaval. Da. Înainte să mă duc la McDonald's, am intrat până la un magazin și era ceva genul aia. Vrei o plasă? Și zic, cu ghiozdanul ăsta în spate și n-aveam nimic decât cartela de la hotel în el. Atât, dar nu știu de ce l-am luat. Și zic, nu, că le bag în ghiozdan și era. Ok. Ok, cam asta a fost mukbang-ul. Sper că ți-a plăcut, sper că ai mâncat împreună cu mine. Ne revedem video viitor și nu uita să mă urmărești pe Instagram @fatalui Rogan. Vă pup! Să aveți o zi frumoasă ca și voi!